am să-ți dau o carte care este mai ușor de citit. Alexandra Gătăjeanu. Iată, ea știe dacă e ceva. Da, ea nu mi-a zis, m-a pus în legătură cu Traian Țărcu. A zis că el se ocupă. Ea a spus că el. Tu știi o tipă la Londra, Rosie Campbell? Sentimentul de tristețe pe care încearcă pe români în perioada asta se va vedea și la, în această săptămână și mai ales se vede în tăcerea oamenilor simpli. Am stat de vorbă cu multă lume, eu merg la piață, mă plimb în cartier, oamenii cei mai simpli și să știți că lumea e cernită, cum să spun, este chiar simte o tristețe și o îngândurare, are o îngândurare, ceea ce, ca să fiu sincer, nu m-am așteptat. Am crezut că va fi o problemă strictă între monarhiști. Nu, chestiunea asta s-a dus mult mai departe. Sunt sute de oameni, mii de oameni care spun, sunteți speranța noastră și încep să cred pământ, da. Dar e greu. Cine s-a făcut asta, mă rog? Nu, eu de fiecare dată când mă gândesc la regina Ana, mă gândesc la lucruri foarte concrete, cum stătea de vorbă cu țărani, cu bodyguards. Am văzut odată bând bere cu niște bodyguards, cred că erau la Paris, la hotel. Era foarte simplă, foarte directă, spre deosebire de rege. Regele nu interacționează ușor. Că el, pe el nu duce minte, efectiv. Regina Ana, fără să piardă din maestatea regală, e dimpotrivă foarte slimbă, foarte afabilă, stătea de vorbă cu toată lumea, făcea semne cu ochiul, dădea bomboane la copii, lucruri de genul ăsta, care cred că completau foarte bine felul de a fi al regelui. Sunt aici pentru a oferi discurs și în mod public cu ocazia autorităților să dea poporului român și mie însumi un răspuns clar la o întrebare decisivă. Reconciliere sau nu?